A pornit spre Sighiria. Cel mai bun net din Sri Lanka până acum. 25 mega pe secundă. Iar înainte de plecare omul a vrut să facă un selfie cu noi, poate apare pe pagină. Da, să ne pună, cred că, pe pagina hotelului, poate, cine știe. Poate, că mulți am văzut că au la fotografii când vrei să faci booking-ul, au fotografii toți cu turiști. De banane. Deci îți cumpăr banane. Am ajuns la stația de busuri. Vom lua un bus spre Sighiria. Sighiria, Sighiria. Scrie mare Sighiria. Dacă ar fi anul ăsta, lângă. Ăsta e, albastru. Ăsta e. Meniul zilei rambutani, mangustan și egg. Fruit. Fruit. Asta este rambutanul. Continuăm cu mangustanul. Sau cea mai bună fructă mâncată până acum. Are formă de usturoi înăuntru, dar este super bun. Sugete tata agete bagavat tun love dinu samindaya bagavante tilotilaka siri papi umi abimu unot kota vanda vatane mi viri dugayannete palamu banda daru adara nammi erale kiri peu ammi kane katta virindu saman malli sinna avasara pembere ammi dathata kalu walalu pelai ina wata kiri pabalu welai suratal avadiya di tibuni amma gen uruma welai magama sai mal pipille ange tibun turula vei tunne laganda ate maru tiyana wanan sulu upakare am porni la ora fixă. Sunt cam 20 de kilometri până în Sighiria din Tambula. Se poate ajunge și cu tuk-tuk, dar varianta cea mai ieftină este cu bus. Mai ales că scrie în terminal numele pentru fiecare destinație. E super simplu. Sighiria main entrance. Am coborât din bus. Wow, dar ce sardineală, nu? Dar bine, și pentru cât vine? 1,50 lei de om? Să mergi 20 de kilometri. E ok. Sighiria. Sunt o grămadă de cazări în zona asta. Prețurile pornesc de la 6 euro până la câte ține buzunarul. Noi o să luăm una la 8 euro.
cu net și cu tot inclus. De mâncare nu trebuie să-ți faci griji, mai ales că am citit review-uri. Toată lumea de la cazări se oferă să-ți gătească ce-ți poftăște inima. Nici nu trebuie să ieși din casă. Păi de ce vii să stai în casă? Unii poate vin la relax să stai în casă. Asta e cazarea. Sigiri Wi-Fi 3 Neo Homestay. O, de la intrare. O lup. Hai că nu e panică cu asta. Sare. Na. Hai. No, not bite. No, no. Camera cu peștișori. Ba da, mă uită lângă tine. Murphy. Am găsit cazare la niște localnici cu 2500, cât vine. 7 euro și-o. La pachet cu Murphy. Aceasta este camera cu un pat în plus. Plus baie. Cu apă caldă. Și un afiș important. Nu mâncați în cameră. Sau nu fumați. Noi cam mâncăm în cameră și în special în pat. De data asta am mâncat afară, că avem aici o măsuță cu scaune. A, și am testat să arătăm fructul ou. Eggfruit. Fructul ou pe care l-am rupt în două. E foarte dulce și să se lipesc buzele. O, oh, ce frumos e. Ia-l pe mână. Wow. You stay here? Jungle, sunt mulți elefanți în zona asta, ne-a spus de la cazare tipa că dacă vrem să mergem la rocă trebuie să luăm un tuk-tuk, pentru că dacă vrem să ne aventurăm până seara e periculos și putem da nas în nas cu elefantul care ne atacă. Fugim în cazul, vedem. Azi Buddha ne este în cale. Toloneală toată lumea în fața casei. English class for kids. Hi. How are you? Good? We stay there. Wow, cât a Buddha, e imens. Are, cred că, peste câți metri. Nu știu, mulți. Un bloc de 10 etaje. Cam așa ceva. Elefanți. Mare grijă la elefanți. Și la maimuțe. Ce pom tare, nu? Am ales să facem traseul pe cont propriu, fără tuk-tuk. Și mergem să vedem Pidurangala Temple. Și eu sunt în zona asta, dragii tovarăși. Sau cu noi. Sunt două obiective care nu trebuie ratate. Lion Rock pe care nu îl ratăm pentru că costă 60 de dolari și am calculat că mai bine stăm 6 nopți sau 7 nopți sau 8 nopți cu banii ăștia. Și Pidurangala care costă 3 dolari. 3 dolari. Am citit și review-uri și lumea spune că e mai bun view de pe cheapest rock. Doar că acolo ai mai multe chestii de văzut, pentru că a fost o cetate veche și poți să vezi urmele și picioarele leului.
care încă sunt păstrate. La baza ei. Era un leu mare, mare, cred că. Și aici e ceva de urcat. Mamă, bine. Ține-te bine. În secolul 5 înainte de Hristos. Să ne punem costumația adecvată, cred că, nu? Nu, de aici. Nu, de aici, da. Bow tree. Avem și aici, bow tree. Uite intrarea. Să-mi pun acoperitoare. Trebuie să te acoperi și să-ți acoperi picioarele. Și după... Doar pentru templu. Doar pentru templu, 2-3 minute și după aia putem să urcăm fără. Temple, temple. Oh, ok. Temple, temple, temple. Trebuie să fie un mare Buddha care... Doamne, deja știu. Știu jumecheria. Ce mai spectaculos a fost la peșteră. Am pornit urcarea. Deja suntem fleșcă. Nazara mare. Se urcă, nu glumă. Mai avem o grămadă. Urme din vechea cetate. Vechea testament. Before Christ. Secolul 3 înainte de Hristos. Wow! Ce view! Nice! Ați plătit? Ați plătit. Acum puteți să vă bucurați de view. Wow! Buddha! Avem lumină la întoarcere. Becurile, păi de asta plătim. Să avem condiții. Wow, ce view spectacular cu jungla. Suntem înconjurați de junglă. N-am văzut niciun elefant, chiar dacă am fost atenționați de mai multe ori. Environment, I can see that. Cop. Cop. Hai. Îndreaptă. Aici pe sus? Mhm. Aici? Mhm. Uh-huh.
Te-ai băgat, a? Lion Rock. Oh, yeah, man. Te-ai instalat, a? Am cucerit piatra. O urcare destul de ușoară. Poți să găsești chiar un piepten, dacă nu ai piepten. Pac, ți-ai făcut freza și cobori. Urci ca să-ți faci freza. Pentru un selfie de nota 10. Dubioasă că sunt mulți oameni și trebuie să stai încet, încet să cobori. Lanterna cu 3 km de mers prin junglă. Hai! Yes? Am avut și free ride până în oraș. Doi italieni au închiriat un tuk-tuk și ne-au luat cu ei. Era prea beznă, era prea beznă să mai scoatem camera să filmăm. Și ne-au zis că costă un tuk-tuk 14 euro și poți să faci Sri Lanka cu tuk-tuk, îți închiriezi tuk-tuk-ul și faci toată Sri Lanka. Au făcut cu el 1600 de kilometri. Am mers pe jos o grămadă de timp și am dat de o mâncare, ne-am luat ceva la pachet, dar locul pare destul de unfriendly, n-am găsit așa locuri de stat, de toloneală, doar terase.